Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Fac astăzi citirea generală colectivă pentru a vedea care este mesajul pentru o zi de vibrație 22. Am rugămintea de aici să luați doar mesajele cu care rezonați, ce găsiți potrivit pentru voi și ce nu să lăsați deoparte. De asemenea, vă rog tare mult să vă folosiți discernământul atunci când auziți o informație sau o aplicați în viețile voastre. Vă mulțumesc tuturor celor care îmi lăsați mesaje, celor care v-ați abonat. Vă urez mult bine, să fiți bine, sănătoși, să vi se împlinească dorințele. Iar celor care sunteți aici pentru prima dată, vă urez bine ați venit. Dacă considerați că rezonați cu mesajele, cu informațiile din acest videoclip, vă invit să vă abonați, să apăsați butonul de like pentru a avea oportunitatea și șansa să vedeți în viitor și alte mesaje din alte clipuri. Așadar, să vedem despre ce este vorba astăzi, pentru că ne apropiem cu pași destul de repezi de eclipsa de lună, pentru care voi face o citire separată, un clip separat, unde vom dezbate mai pe îndelete cu ce schimbări poate veni acest soi de energie pentru noi, întrucât o eclipsă de lună vizează omenirea, oamenii, pe noi, cei de rând. Să vedem așadar ce ne spune 22. În Lenormand avem răscrucea de drumuri, iar în tarot putem avea judecata și marea preoteasă sau împăratul, pentru că 22 însumat ne-l dau pe 4. Este o zi care are legătură cu structura, pe de-o parte, dar și cu asul din mânecă. Astăzi, foarte mulți dintre voi veți fi direcționați, ghidați de vocea voastră interioară, de intuiție, de univers, cum vreți să-i spuneți, să faceți niște alegeri conștiente, bazându-vă pe experiența voastră anterioară și pe voința voastră proprie. Întrucât răscrucea de drumuri vine cu foarte multe opțiuni și la nivel de carieră și la nivel de relații, dar vine și cu liber arbitru, cu acea șansă pe care unii dintre voi o așteptați să faceți ceva anume. Este nevoie de structură în această zi. Pentru unii dintre voi, dacă vă vine greu să faceți ceva, va fi foarte important să vă depășiți niște frici doar de voi știute. Pentru aceia dintre voi care aveți vreo chestiune pe la serviciu legată de șeful, de șefa, este un moment bun să spuneți ceea ce aveți pe suflet. Pentru că această răscruce de drumuri vine cu indecizie și tocmai de aceea este o zi foarte bună să facem lucrurile de care înainte ne temeam, să începem ceea ce înainte amânam, să pornim la un drum. De foarte multe ori în această viață este mai bine să iei o decizie decât să nu iei nicio decizie deloc, pentru că s-a dovedit că trăim cu regretul lucrurilor pe care nu le-am făcut, mai degrabă decât cu regretul lucrurilor pe care le-am făcut și poate nu au ieșit în conformitate cu nivelul nostru de așteptări dintr-un anume moment. Este o zi prin care orice ați dori să începeți, poate pentru unii dintre voi nu va fi neapărat ușor, poate va fi nevoie de foarte multă voință, de foarte mult curaj, dar în egală măsură judecata și marea preoteasă ne spun că aveți un as în mânecă, că puteți găsi acum sprijin și suport în voi înșivă, pentru că aveți experiență să faceți aceste lucruri. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie o decizie care vă duce către descoperirea unor informații de care aveți nevoie acum pentru a ieși dintr-un impas. Este o zi delicată, aș putea spune, întrucât energia este una condensată. Când avem împăratul, avem nevoie de structură în viața noastră și de echilibru la nivel de corp fizic, corp mental și corp emoțional pentru a fi întregi. Împăratul nu cerșește atenție, împăratul are curaj, are voință, are determinare să își asume orice drum ar începe. Dacă porniți ceva, inițiați ceva, va fi foarte important să vă ascultați intuiția. Să vedem acum ce ne spune energia. Să pornim la drum, să luăm o hotărâre. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fiți ușor grăbiți și mai aveți nevoie de niște detalii, de niște informații
pentru a putea face un pas înainte, iar pentru alții dintre voi este fix momentul oportun să acționați într-o direcție anume. Vreți să mergeți să faceți ceva? Nu mai amânați. Se vede mai departe. Lucrurile trebuie făcute în ordine. Și aici avem etape. Dacă vă vine dificil, dacă aveți ceva interferențe, ceva obstacole, ceva dubii, astăzi acționați în etape, pas cu pas, pentru că până la urma urmei veți reuși, să știți, să duceți la bun sfârșit niște task-uri, niște lucruri pe care le aveți în minte. Cel mai important aspect astăzi este, repet, faptul că aveți un as în mânecă, dar și faptul că trebuie să vă asumați responsabilitatea pentru ceva anume, să hotărâți voi singuri ceva. Și aici este o carte care ne spune unde ți-e mintea. Nu ceea ce faci neapărat contează, ci ceea ce gândești, desigur, pentru că întotdeauna la bază stă intenția și apoi gândul, acțiunea. Dacă gândurile noastre nu sunt curate, dacă în mintea noastră este haos, indiferent ce facem, ce inițiem, va ieși sau se va produce un haos. Minte limpede, vă spune această zi, mai ales că avem Marea Preoteasă acolo, care ne spune că noi știm. Marea Preoteasă înseamnă cunoaștere interioară, ancestrală. Noi știm, doar ne reamintim în etape atunci când suntem pregătiți și pe nivelul potrivit de conștiință lucruri noi, dar care de fapt nu sunt noi. Pentru alții dintre voi este acel dubiu, pentru că nu știți unde duce serviciul vostru, ce vă rezervă viitorul, alături de cine, în ce țară poate fi. Sunt decizii care vă vor ajuta pe termen scurt, așadar luați-vă de pe umeri povara gândului la un viitor îndepărtat, pentru că acum energia, după cum vedeți, este foarte fluctuantă și în fiecare zi apar lucruri noi, schimbări majore, așa cum, să spunem, acum 100 de ani nu se întâmpla. Totul s-a schimbat și totul va continua să se schimbe din ce în ce mai mult și oamenii care nu sunt pregătiți să accepte schimbările care se petrec în lume vor fi luați prin surprindere, vor fi învăluiți în frică pentru că nu vor ști ce să facă. Tocmai de aceea acest tip de conținut și de informații are scopul și sensul de a vă ajuta să căpătați claritate, să puteți anticipa cât de cât niște evenimente care pot apărea pentru unii dintre voi în viețile voastre. Expresie și modalitatea în care voi materializați, pentru că acesta este un jurnal în care noi ne notăm intențiile, astfel încât intențiile noastre să devină și realitatea noastră. Vorbim aici despre niște acte, documente oficiale pe care le puteți semna astăzi, o ofertă de serviciu, despre comunicarea cu cineva drag cu care nu ați mai vorbit de o perioadă lungă de timp. Vorbim astăzi despre faptul că puteți face o schimbare la nivel de carieră, puteți informa pe cineva dacă aveți nevoie de o vacanță, de o pauză, dacă aveți vreo anume dorință pe care până acum nu îndrăsneați să o spuneți, fie chiar și un schimb de tură. Acum este momentul. Și avem din nou călătoria care ne-a mai apărut, tot ceva legat de zona serviciului și de carieră, dar și o călătorie inițiatică, începe ceva nou pentru voi și cu siguranță vom resimți asta de îndată ce eclipsa de lună din 25 martie va avea loc. Și aici avem o potrivire perfectă. Nu știu ce îmi este potrivit acum, nu știu ce să fac, către ce mă îndrept, ce să fac cu viața mea, cum să descurc o anume situație, energia momentului, dacă intenția voastră este clară și acțiunea voastră în conformitate cu intenția voastră, veți vedea că lucrurile vor veni către voi. Mai precis de atât, este
O mantră puternică pe care unii oameni o aplică, să știți, cu sfințenie. Nu alerg după nimic pentru că eu sunt un magnet și lucrurile potrivite vin către mine. Eu generez și atrag, nu alerg după lucruri. Mai ales dacă în human design, poate nu mulți dintre voi știu despre human design, sunteți generatori sau manifesting generators, adică aveți și capacitatea de a manifesta. Uite că astăzi este o zi în care să acționați, dar în urma unor evenimente care au apărut în viața voastră. Este ca și când se creează acum o oportunitate exactă, perfectă pentru ca voi să răspundeți Universului cu propria voastră amprentă energetică, cu propria voastră dorință, cu propria voastră intenție, pentru că vi s-a creat un cadru perfect pentru ca voi să mergeți către destinația voastră personală. Vi se spune foarte multora dintre voi să nu vă dați bătuți, să nu vă pierdeți încrederea, să lăsați un pic deoparte speranța, pentru că speranța ne ține închiși în casă, în cutie, speranța ne ține în acest număr 4, tocmai de aceea am oferit două alternative. Numărul 4 este un număr rigid, este numărul ordinii, este numărul legii și al disciplinei, însă regulile sunt întocmite tot de oameni. Regulile divine și legile divine sunt complet diferite față de ce avem noi acum în acest plan fizic. Cu încredere înainte, ai un as în mânecă. Să vedem ce ne spune pe scurt și tarotul pentru această zi 22, un număr maestru, un număr care construiește ceva ce începe acum, poate întoarce un rezultat notabil, considerabil, în termen foarte scurt. Și mai este o mantră informală, să îi spunem, despre care am auzit. Dacă ai gunoi în cap, ai gunoi și afară. Dacă în mintea ta este haos, haosul te va înconjura. Echilibrul dintre bine și rău, negru și alb, este cheia în această viață și modalitatea în care contrabalansezi frecvențele este, de fapt, calea către ascensiune. În zona relațiilor avem 10 de monede. În zona planului profesional, material, avem 9 de cupe. Ce energie frumoasă! Și în zona planului emoțional avem pajul de bâte. În zona relațiilor, 10 de monede pentru cei singuri. Acționează, fă ceva cu viața ta, schimbă-ți perspectiva, punctul de vedere, atunci când te gândești la o relație, punct. Dacă ești singur încă, ai mai avut încercări sau tot ai senzația că nu-ți găsești pe cineva, oprește-te din a spune asta, oriunde și oricui. Trăiește și intră pe vibrația relației, a parteneriatului potrivit pentru tine. Imaginează-ți că deja lucrurile se întâmplă pentru tine. Și când faci afirmații de manifestare, cuvintele tale ar trebui mai degrabă să fie să întâlnesc pe cineva potrivit pentru mine. Și de acolo să aștepți cumva să se întâmple magia în viața ta, dar tu făcând în acest timp lucruri, ieșind în oraș, conectându-te cu alți oameni, având o viață socială, pentru că așa în anonimat nimeni nu ne găsește. Aici 10 de monede ți arată un potențial de relație stabilă pe care tu îl ai, dar pe care tu îl inițiezi. Este făcut de mâna ta. Tu trebuie să pornești la drum, la un drum, poate la un drum cunoști pe cineva, începând cu această zi de vibrație 22, care este o pereche potrivită pentru tine. În zona relațiilor astăzi, vă faceți planuri, aveți de luat niște hotărâri importante pentru relația voastră stabilă, pentru familia voastră, care implică poate partea financiară, sau vă faceți niște planuri de călătorii, discutați despre concediu, ieșiți în oraș, oricât de aproape de casă ar fi această ieșire,
Pentru voi, ca egregor de familie, va conta foarte mult, pentru că lucrurile vor lua amploare, cumva vă conectați foarte mult unul cu celălalt astăzi și această zi va contribui în termen scurt la fericirea voastră, la bunăstarea voastră, la armonia din familiile voastre. Poate unii dintre voi doriți ca în termen scurt să semnați actele pentru divorț, pentru alții dintre voi pot fi niște discuții despre o logodnă, despre o căsătorie civilă sau religioasă pe care acum să începeți să o planificați. S-ar putea unii dintre voi, chiar dacă v-ați certat, ați fost într-o relație stabilă și v-ați certat, să puteți remedia, pentru că este o zi în care se pot lua niște hotărâri care au o turnură de situație majoră în viețile voastre. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici, pentru unii dintre voi, se pare că persoana de care voi întrebați acum sau la care voi vă gândiți acum este într-o altă relație pentru unii dintre voi, pentru că voi sunteți mulți aici, iar voi aveți în față această hotărâre, acest început de drum pe altă cale, în altă direcție. Iar pentru cei care sunteți tot în această perioadă de separare, dar mai aveți un drum, voi aveți aici doar o perioadă de ocol, doar o mică rătăcire de moment, să-i spunem așa, vă puteți regăsi în primă fază la nivel energetic, telepatic, pentru ca ulterior să puteți sta și de vorbă și să reluați acest acord al relației voastre. La eclipsa de lună vom vedea ce mesaje noi ne mai apar. Avem eremitul și șapte de cupe. Pentru absolut toată lumea astăzi, indiferent de statutul relației voastre, de locul vostru într-o relație, dacă sunteți singuri, împreună sau separați, este o zi prin care voi singuri să vă gândiți către ce vreți să vă îndreptați, pentru că voi sunteți observatorul realității voastre, pentru că voi sunteți creatorul realității voastre și pentru că voi sunteți cei care vă uitați la acest clip și auziți, intrați în contact cu acest potențial. Potențialul vostru de reușită în relații este aici. Este voința voastră, este dorința voastră, cea care acum ia amploare. Atât că trebuie să luați o hotărâre, indiferent că sunteți singuri într-o relație sau separați. O hotărâre către ce vă îndreptați de acum înainte. Pentru că orice drum, orice potecuță vă duce către o destinație de care indiscutabil și indubitabil voi aveți nevoie. Poate nu este cea finală, poate este doar un popas, dar de care aveți nevoie pentru a vă da seama că nu sunteți în locul potrivit, ci în relația potrivită. Nimic nu este întâmplător în această viață și cumva lucrurile se reglează dacă noi luăm această hotărâre de a lucra la noi înșine. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, există aici cineva care intenționează în termen scurt să vă scrie, să vă contacteze. Pentru cei care sunteți singuri, în funcție de dorința voastră, în funcție de emoțiile voastre, puteți, uite, întâlni pe cineva într-un drum sau la o petrecere, la un eveniment. Pur și simplu, un eveniment poate însemna absolut orice, până și faptul că, nu știu, este weekend și este o zi de sărbătoare sau ceva de genul acesta. Și puteți, da, întâlni pe cineva. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este important să aveți mai multă încredere în voi înșivă și în relația voastră. Un eveniment. Dacă ați fost confuzi, acum se știe, știm ce facem, unde plecăm în concediu, ce vrem unul de la altul, etc. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, am spus deja, zarurile sunt în aer. Trandafirii și iubirea, casa întâi în pești. Tot ce are la bază sentimente pure, frecvență înaltă și iubire necondiționată, iubire de aproape, iubire pur și simplu de frumos, de artă, va dăinui. Începe ceva foarte frumos aici. Eclipsa de lună, să știți că va fi în conjuncție cu nodul sud karmic în zona relațiilor,
ce nu mai funcționează, cumva se spulberă. Este îndepărtat din viețile noastre pentru că noi de foarte multe ori avem această incapacitate de a ne deslipi, de a ne rupe de atașamente, de a elimina din viața noastră obsesiile sau iluziile proprii, așteptările. Aici avem emoții la superlativ, avem înțelepciune, avem inteligență emoțională, prietenie, pasiune, fidelitate, avem afecțiune și iubire. În această zi, lucruri foarte frumoase în zona de relație pentru voi se pot întâmpla. Se pot lămuri niște situații, puteți, nu știu, începe o viață, un serviciu, orice începe cumva astăzi, vă duce pe voi către un potențial de relație. Aici avem o carte care arde, este cartea Marii Preotese, care are cunoașterea. Și aici avem focul, hai, începi ceva, fă ceva. Casa a cincea în balanță, pentru că ceea ce faci tu, ce hotărăști tu astăzi, ce gândești tu astăzi, îți trasează cum ar veni destinul, calea către o relație. Casa a cincea din astrologie are legătură cu romanța. Și avem un iepure alb. Casa a șaptea în săgetător. Lucrurile se vor petrece pentru unii dintre voi foarte rapid, foarte rapid. Nici nu veți avea timp să respirați. Va fi totul atât de neașteptat încât vă va surprinde, în mod evident, casa șaptea a relațiilor contractuale, iată, de căsătorie, contractuale stabile, conștiente, unul la unul, pentru voi va fi activată și casa cincea și casa șaptea, iată. Vorbim despre o întâlnire care cumva este meant to be, este dată să se întâmple, despre o comunicare, despre o veste pe care trebuie neapărat să o auziți, despre ceva ce ajunge la voi astăzi, despre o femeie sau despre niște vești pe care în mod evident le-ați căutat, ați vrut să vă lămuriți într-o privință sau alta în relațiile voastre, dar acum se poate întâmpla. Aici vorbim despre a ne trezi din iluzii, despre a ne hotărâ, despre a ști ce vrem în zona aceasta de relații. În zona planului material, nouă de cupe, îmi doresc ceva și puteți avea parte de lucrurile pe care vi le doriți. Este o energie foarte bună care ne spune că planul material este practic legat de iubirea de sine și că trebuie să avem mai multă încredere în ceea ce ne dorim noi și în ceea ce noi simțim că este potrivit pentru noi. În termen foarte scurt, puteți semna un nou contract de serviciu. În termen foarte scurt, puteți lua o hotărâre de relocare în altă țară. În termen foarte scurt, sau lucrurile se pot desfășura foarte repede pentru voi la serviciu. Aici mai pot fi credite, mai pot fi niște bani care se întorc către voi, semnarea unui act comercial, poate fi achiziție de casă, de imobil, pentru că avem aici personajul acesta călare. Poate fi o vacanță pe care vă doriți și în sfârșit puteți, pentru că v-ați stabilit acolo la serviciu programul. Sau orice fel de achiziție ce vă doreați voi în sufletul vostru și nu știa nimeni, ceva ce vă doreați foarte, foarte mult, puteți achiziționa. Avem regina de monede, lucruri foarte stabile, vreau o poziție sigură, vreau să am bani pentru X lucruri, da? Și puteți acum să faceți ceva, să semnați un contract de muncă sau să primiți o mărire sau niște bani pur și simplu se întorc la voi, poate fi achiziția unui bilet la loterie, să spunem, aici este stabilitate financiară. Doi de spade. Vreau și nu știu ce vreau. Aveți un as în mânecă, da? Folosiți asul de spade să căpătați claritate mentală. Vedeți răscrucea de drumuri. Se apropie și această eclipsă care vorbește despre relație contractuală, chiar și la locul de muncă, prin care voi acum să înțelegeți ce vă doriți. Este o energie care vă împinge să faceți o schimbare, fie că vreți, fie că nu. Și doi de cupe, un nou parteneriat. Pentru unii dintre voi, prin intermediul serviciului, într-o deplasare, fie ea și de vacanță sau de la serviciu,
puteți cunoaște un nou partener de viață sau pe cineva. Pentru alții dintre voi faceți o călătorie de afaceri care este extraordinar de bună, iar alții dintre voi puteți lua foarte serios în considerare o relocare, pentru că veți avea câștiguri mult mai mari în altă țară. Decolăm, accelerăm, pornim în călătorie, este timpul. Toate lucrurile vă ajută și ne ajută să evoluăm și să fim în zona noastră de siguranță, nu spun de confort, că aceea ne doboară, de fapt, și parteneriate, un nou contract, ceva stabil, solid, la nivel de afaceri, lucruri pe care mă pot baza, lucruri care sunt palpabile și concrete. Iar aici, în zona emoțională, acest paș de bâte este sclipirea, scânteia, voința, ideea care se naște în mintea noastră despre o schimbare, dorința noastră lăuntrică, visurile noastre, idealurile noastre. Aici, în zona emoțională, cumva va trebui să credeți foarte mult voi în voi înșivă. Poate nu aveți suficient de mult curaj să întreprindeți o acțiune, să faceți ceva nou, dar energia vă va spune, poate este timpul să acționați pe acest sezon al berbecului, cu o paranteză aici, atenție că vom avea în acest sezon al berbecului Mercur în perioada de retrogradare, nodul nord în berbec, vine și Marte în berbec, intră și Venus în berbec, avem eclipsa de soare în berbec, avem Chiron în berbec. Cine sunt eu? Ce fac eu? Cum gândesc eu? Care este identitatea mea acum? Magicianul. Energia vă susține să acționați. Eu nu vă recomand să acționați doar așa, de dragul de a acționa, ci dacă la baza acțiunii voastre este intenție pură, înțelepciune, experiență de viață, și inimă deschisă, lucrurile se pot materializa rapid și concret. Regina de cupe, iubire, o iubire nouă, iubirea de sine, vindecarea, cineva își dorește să se vindece, cineva își dorește independență, autonomie la nivel financiar, să se desprindă de un contract toxic, karmic pe care l-a avut și acest lucru poate fi concret, poate fi palpabil. Pentru unii dintre voi o încheiere, o predare de ștafetă este necesară aici, dar această predare de ștafetă vă va oferi vouă liniștea, vindecarea și o nouă viață plină de bine, de echilibru. Și eremitul, vedeți, este legată această zonă emoțională de relația voastră, relația voastră cu voi înșivă. Nu vă lăsați definiți de ce spune gura lumii. Asta spune sezonul berbecului și eclipsa de lună din balanță. Nu vă lăsați definiți de gura lumii. Voi veți culege ceea ce veți semăna prin arhetipul fecioarei și dacă vă va fi teamă, cumva lucrurile veți simți că se prăbușesc, se zgâlție sub picioarele voastre, însă dacă voi știți cine sunteți și porniți la drum cu încredere, imposibil să nu ajungeți la destinație. Se petrec foarte multe lucruri în acest timp în lume. În fiecare zi stau să mă gândesc. Dar mă încarc cu entuziasm, mă motivez singură, pentru că așa trebuie să facem. Aici avem, uite, țin obsesiv de ceva, mi este greu să fac o schimbare, mi este greu să iau o hotărâre. La bază este frica, frica noastră, teama noastră, pentru că așa este construită societatea. De ce? Pentru că de micuți, uite, stăm singuri, așa, suntem lăsați de capul nostru. Chiar astăzi mă uitam când am lăsat-o pe cea mică la grădiniță, m-am uitat în urmă și am întrebat de ce trebuie să o las acolo. Cine ne spune? Cine a creat sistemul ăsta? Și am făcut o comparație cu regnul animal. Măi, pui de lupi nu sunt așa lăsați din când în când de lupoaică la arici sau la vulpi, care ia puțină treabă. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Societatea înainte era construită diferit și cumva energia feminină se ocupa de treburile
energiei feminine și copiii erau pe acolo, pe lângă casă și printre doamnele respective erau și doamne culte care învățau copiii să scrie, să citească, altele dintre doamnele respective să gătească și așa mai departe. Adică noi avem nevoie de comunități. Societatea acum ne separă și ne programează către singurătate, către abandon, către n-ai ce să faci, trebuie să te descurci de unul singur. Nu e așa. Nu e așa. Pe de altă parte aici, cumva, dacă sunteți puși sub urmărire, să spunem, penală, civilă, dacă sunteți urmăriți sau credeți voi că cineva vă urmărește, persoana respectivă, dacă acest lucru vă creează disconfort, se retrage, veți respira ușurați. Pentru alții dintre voi, dacă aveți vreo provocare la nivel legal, încercați să vă eliberați de frică, să aveți încredere într-un proces natural. Dacă voi știți că lucrurile se întâmplă sau ar trebui să se întâmple de o anumită manieră și lucrurile acolo sunt curate și totul este pe o bază sănătoasă, corectă și cinstită, nu este recomandat să vă temeți pentru că produceți haos. Pentru alții dintre voi, dacă tot nu puteți să vă îndepărtați de ceva anume, V-ați dorit și în continuare ați rămas într-o poziție, nu faceți decât să vă aduceți mai multă neîncredere și să vă întăriți ideea că nu se poate, n-am noroc, am ghinion, etc. Scăpați de acest gen de afirmații pentru că ele vă încurcă, voi prin gândul vostru vă încurcați în manifestare. Și confesiuni, ceva ce iese la suprafață. Păi avem marea preoteasă aici, lucruri care devin clare, foarte clare, și comunicare. Comunicare care este de tip mercurian. Tranzacții comerciale, e-mail-uri, mesaje, WhatsApp-uri, comunicare cu cineva, oferte de muncă, informări, notificări, înștiințări. Toate aceste lucruri, uite, dacă așteptați cu sufletul la gură să se întâmple ceva, în curând lucrurile se pot desluși, se pot dezvălui, puteți afla ceva. Fie o împăcare, fie o revenire, fie un acord, fie un proces, toate aceste lucruri se pot întâmpla. Un răspuns pentru o ofertă de serviciu. Trebuie doar să vă echilibrați voi pe interior. Talismanele. Credința. Și aici nu vorbesc despre credință religioasă și habotnicism, ci despre energia supremă creatoare, care este diferită de religie, despre încrederea puternică din noi înșine, că suntem parte din ceva mai mare de atât. Bună încerc. Este un moment în care să încercați. Până și marea cu degetul. Să încercați ceva. Acum. Șansele se pot închide ulterior. Uite, vă eliberați, vedeți, este o cale liberă. Este șansa voastră. Unii dintre voi veți avea niște evenimente care vă vor împinge către o alegere importantă. Să vă mutați, să vă cumpărați o casă, să respirați ușurați, să vă eliberați de o povară, de o condiționare, de o restrângere, de o chestie toxică. Bună, am obosit. Unii dintre voi aveți nevoie de odihnă aici, de un pic de pauză. O mașină pe care o puteți schimba acum, o puteți repara. Pentru alții dintre voi este nevoie de mișcare, așa cum puteți voi. Vedeți, este karma. Ne apropiem de eclipsă și nodul sud karmic va face conjuncție cu eclipsa. Uite, vă eliberați foarte multe vești și foarte multe opțiuni și drumuri deschise pentru voi. Trebuie doar să aveți încredere, aici este un cap de mort. Este energie negativă, toxică, înmagazinată în subconștientul nostru, pe care acum trebuie să-l curățăm. Abundență, care vine către voi ușor, și șansă, șansă nouă de serviciu, șansă să stăm de vorbă, șansă să ne împăcăm, șansă să reglăm lucrurile, șansa să respir ușurat, șansa să fiu bine. Aici este vorba despre un sacrificiu care se încheie și în sfârșit vă eliberați, lucrurile devin mai ușoare pentru voi.
Pentru alții dintre voi, această eclipsă poate aduce ceva legat de prieteni. Veți ști cine vă ajută cu adevărat și cine nu, cine este prieten adevărat și cine nu. Uite, o victorie pe care o aveți, o victorie pe care o veți sărbători unii dintre voi. Aveți o sărbătoare, aveți o călătorie pe care o faceți. Pentru alții dintre voi aici sunt niște calcule matematice. Vă aliniați, da? Se întâlnește cererea cu oferta. Exact așa. Dar este ceva ce vă doriți voi. Aici avem justiția. Se face dreptate într-o privință. Lucrurile vor veni către voi exact așa cum aveți nevoie. Pentru ca voi să conștientizați, să vă asumați viața, rolul în viața voastră. Pentru alții dintre voi poate fi nașterea unui copil, poate fi vindecarea copilului interior, poate fi o conștientizare legată de neamul vostru, de trecutul vostru, pe care acum să o digerați, o acceptare puternică. Știu că nu e ușor, dar lucrurile astea au toate un sens. Uite, cu bucurie, vedeți, se schimbă starea, se schimbă energia, se schimbă direcția. Câtă bucurie! Ia uitați aici. Sunt trei puncte, sunt trei oameni, sunt trei cuvinte, sunt trei zile, trei săptămâni, trei luni, sunt trei oportunități, trei lucruri pe care să le luați în considerare. Sau pur și simplu sunteți doi și încă cineva aici, dar este un copil, este un parteneriat și acesta este proiectul. Doi părinți și un copil, doi oameni și un prieten. Este ceva de bine, pentru că este cu bucurie. Aici avem vulpea și câinele. Vedeți această răscruce de drumuri? Fie vă sabotează, fie vă ajută. Momentul în care sunteți acum este alegerea voastră, propria voastră dorință, liberul arbitru, dacă rămâneți în frică sau dacă alegeți să faceți un pas înainte. Avem numărul 8, casa 8 din astrologie, taxe, impozite, contracte semnate, pensie alimentară, custodia copilului, resursele împărtășite, banii partenerului meu, banii partenerilor mei, imobiliare, abuzuri, putere, eliberarea de obsesii, cad măștile celorlalți sau demascații pe ceilalți, dându-i jos de pe piedestal. Un check-in la realitate, o trezire la realitate este aici. O uniune foarte spirituală aici care se poate petrece, un parteneriat foarte spiritual. Și avem inițialele LUKX și J. Uite, lac, 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 atenție, da? Pentru că puteți avea foarte mult noroc, foarte mult noroc. Mai încercați, nu vă dați bătuți. Veți avea tendința să vă dați bătuți, să nu încercați, să vă sabotați, să vă încurce mintea, să vă îndoiți de voi. Așa, pentru alții dintre voi trebuie să vă detașați de căldura momentului, da? Să priviți obiectiv și înțelept la decizia pe care sunteți pe punctul de a o lua. Pentru alții dintre voi, atenție la julituri, la lovituri, la genunchi, la sângerări, atenție la tăieturi, dacă vorbim despre chestiuni de genul acesta. Iulie, racul și leul, emoția mea și ce iubesc eu. Atenție la luxații, pe unde puneți piciorul, cred că și ieri a apărut același lucru. Întoarcerea regelui. Întoarcerea regelui, dar nu ne uităm acum la Marea Britanie. Întoarcerea regelui din stăpânul inelelor. Alianța oamenilor, pentru că asta va spune eclipsa de lună. Și regele este conștiința noastră înaltă, puterea din noi. Pentru că noi suntem una cu conștiința supremă. Vă doresc tuturor să aveți o zi minunată, plină de iubire, să fiți sănătoși și bine. Și să ne reauzim cu bine și cu drag și data viitoare. Pa, pa!